Vă spuneam că tot astăzi ne întâlnim și cu un hairstylist. Vrem să aflăm ce se poartă vara aceasta în materie de coafiuri, de culoare, dar în același timp suntem interesați și de mici trucuri folositoare acasă, atunci când avem un păr rebel sau când ne grăbim foarte tare și ne trebuie o coafiură elegantă, de exemplu. În minutele următoare, Cristina ne oferă toate informațiile. Există o mulțime de trucuri pe care singure acasă nu avem de unde să le aflăm. Asta este limpede. Este bine să facem lucrurile la specialist sau cerând cumva sfatul specialistului, nu acasă, după sfatul vecinei, după bănescă. Așa poți să ai și un păr sănătos și un păr frumos. Și bineînțeles, bineînțeles că ce poate face un om pregătit nu se poate face acasă. Nu are cum să iasă același lucru. Am văzut la un moment dat pe un DVD o tunsoare extraordinară pe care ai realizat-o tu. Da, este primul DVD pe care l-am făcut în echipă împreună cu Codruța Farcaș, colega mea cu care colaborez și lucrez împreună. Vă adresați specialiștilor. Ne adresăm specialiștilor, dar bineînțeles că cu cât sunt specialiștii mai bine pregătiți, cu atât de bune vor fi rezultatele pentru cliente, bineînțeles. Da, da, asta este foarte bine de știut, pentru că nu mai trebuie să mergem în Italia sau în Franța pentru noile tendințe și pentru ceva de calitate. Și iată că reușim să ne pregătim aici în România. Da, și din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine. Care-i trendul în 2010? Trebuie să vă spun că se poartă în fiecare an și blond, și culoare închisă, și culoare naturală, dar și tendințe extravagante. Pentru iarăși depinde fiecare unde se încadrează și cu cât conștientizăm mai bine unde ne aflăm și putem face și combinații de stiluri, iarăși este mult mai bine purtăm tendințele. Ce înseamnă extravagant în 2010? Extravagant în 2010 înseamnă limita dintre virtual și real. Da, culori puternice, călătorii foarte multe, omul este din ce în ce, din cauza nevoilor, timpurilor pe care le trăim, în foarte multă mișcare. În trenduri se ține cont foarte mult și de arhitectură și design, interior, culorile regăsim peste tot. Deci mergem, în 2010 mergem pe culori puternice. La acest trend sunt și culori puternice. Se mai poartă, știu că anul trecut a fost o nebunie cu mov, violet, vișiniu, cam pe acolo s-au învârtit. Este în continuare, trendurile de anul trecut se prelungesc cumva și pentru anul acesta. Deci nu putem să purtăm anul trecut părul scurt și anul ăsta se poartă părul lung. Da, exact. Deci fiecare pe tendința unde se încadrează, se schimbă detalii, se schimbă nuanțe, se schimbă mesajul trendului. Ok, deci îndrăznețe trebuie să fim și în vara aceasta. Dacă mă întreb pe mine, îndrăzneț trebuie să fii tot timpul. Da, eu aș spune că cel mai modern este să fii personalizat. Mulțumesc frumos, Cristina, și te mai așteptăm la Spunem ce te doare cu alte și alte sfaturi. Este pentru mine cel puțin un teren nou pe care calc acum, dar iată, putem afla mici trucuri, putem primi sfaturi care să ne fie de folos zi de zi.